reprezintă gândirea lui biblic și de misiunea al Bisericii Ortodoxe Române. Este o carte pur tehnică, dacă ar fi să vorbim în termenii iubitorilor de carte. Este vorba despre principalele cântări ale Sfintei Liturghii și alte cântări bisericești. Iată că o toamnă bogată se anunță pentru editura Institutului Biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Spuneam, stimați telespectatori, că începem la această oră o nouă ediție a emisiunii Credo. De fapt, continuăm. Trebuie să vă mărturisesc ediția de săptămâna viitoare, din cel puțin două motive. Au existat dileme suficiente care să îmi propună mie ca publicist reluarea acestei tematici și continuarea ei. Și am simțit nevoia ca sub ceea ce numim generic informare, și nevoia de informare este fără îndoială foarte importantă. Deci ceea ce numim generic informare, să ascultăm și alte puncte de vedere. Țineți minte, săptămâna viitoare, săptămâna trecută în studioul 2 al televiziunii române, a fost alături o vrăjitoare, un profesor de teologie ortodoxă și un maestru yoga. În această seară, în studioul 2 al televiziunii române, pe aceeași temă, doamna profesor dr. Sabina Ispas, de la Institutul de Etnografie și Folclor al Academiei Române, doamna Rodica Gheorghe, deja acomodată cu spațiul emisiunii noastre, și părintele Flavian Bârgoanu, este starețul unui mănăstiri în București, care aparține Bisericii Ortodoxe Stil Vechi din România, care funcționează din 1990 încoace cu statutul de asociație religioasă. Iată un alt algoritm, să spunem, al emisiunii, care ne oferă posibilitatea dezvoltării unei mecanici complementare, cel puțin pentru moment. Doamnă Ispas, aș dori să începem această dezbatere pivotând pe termenii vrăjitorești cu o provocare. Provocarea este legată de o dilemă, așa cum spuneam, rămasă încă nelămurită de săptămâna trecută. Este corpul social, și când spun corp social, nu vreau să mă erijez foarte clar și explicit într-o parte sau alta a apartenenții confesionale. Deci, generic spun, corpul social este mai vulnerabil în momentul în care apelează la practici parareligioase decât la cele religioase, și de ce dacă este sau de ce dacă nu este? Atunci când am fost invitată de realizatorii acestei emisiuni, mi-am permis să spun că probabil este una dintre cele mai grele. Problema aceasta, pe care sub termenul acesta generic, așa cumva difuz și aș spune ușor agresiv de vrăjitorie, înțeleg că se adună, se încorporează o suită de acțiuni, fenomene, practici, credințe, tendințe, structuri mentalitare, care de fapt fiecare își are un anumit palier al existenței și o anumită funcționalitate în social. Eu mi-am permis ca niciodată să aduc foarte multe cărți aici, nu pentru a speria pe cineva, ci pentru a arăta că intelectualii și, în general, oamenii preocupați de cunoașterea fenomenelor acestora care țin de mentalitarul social și care țin mai mult sau mai puțin, dar în orice caz bine definite în etnologie, au preocupat de foarte multă vreme și pe diverse probleme, cu diverse moduri de abordare. Iată, am aici cărțile poporane ale românilor, Bogdan Petricei cu Hașdău, ediția 1880, în care este consemnat în secolul al XVI-lea, în codicele Măhăcean, unul dintre, hai să-i spunem, primele texte de exorcizare, o variantă, dacă vreți, a unui descântec, i-am spune noi astăzi, dar de fapt el nu este descântec, împotriva avestiței sau samcăi. Ce-ar fi avestița? Este o ipostază a unui demon feminin care este atestat pe o arie foarte largă
mai ales în zona sud-estului Europei și a Orientului. Moses Gaster îl asociază această ipostază demonică feminină cu Lilith, demonul amintit în Vechiul Testament. El este prezent în legendarul grecesc la egipteni și la popoarele contemporane nouă din sud-estul european. Împotriva acestui demon, care aducea multe prejudicii copiilor, există o întreagă suită de acțiuni de protecție. Vă întreb, aducea prejudicii reale sau nu? Erau prejudicii reale sau închipuite? Că, de fapt, aici este un alt clivaj despre care vorbim, nu? Acela al inserției în corpul social și mentalitar. Acum, știți că există diverse nivele culturale. Nu? Dacă dumneavoastră sau altcineva are copilul bolnav, mai ales dacă este foarte mic, pentru că SAMCA, vestița, acționează mai ales la copiii nou născuți și împotriva leguzelor. Dacă are copilul foarte mic și suferă de o boală, nu explicabilă, să zic, medical, apelează la un medic pediatru și, mă rog, o rezolvă sau nu o rezolvă. Societatea tradițională avea și ea acele persoane informate care știau, puneau un diagnostic și ofereau o terapie. De data asta eu n-aș vorbi despre o vrăjitorie, spre exemplu, în situația asta, dar aceeași societate tradițională folosește mai multe tipuri de limbaje. Între acestea, cuvântul are un rol fundamental. Cuvântul este nu numai purtătorul mesajului acestuia de comunicare între noi, el are și o acțiune concretă. El este o parte componentă a acestei acțiuni de terapie, e ceea ce noi astăzi am numit de scântec. Vă propun să facem o paranteză. Doamna Rodica este aici, a fost săptămâna trecută. Aș vrea să-mi ierarhizați principalele teme vrăjitorești sau principalele rezolvări care vin, în opinia dumneavoastră, prin intermediul practicilor vrăjitorești. Deci, de ce ordin sunt, cu alte cuvinte? De ordinul fenomenului malefic. Nu, aia susțineți că rezolvați. Nu, eu mă refer exact. Adică ce aveți de rezolvat? Ce aveți? Deci însănătoșiri... Însănătoșiri. Vreau să vă spun că sunt însănătoșiri, împreunare de familie, aducerea sporului câștigului, exorcizări. Deci cam asta ar fi. Cum ați, doamna Sabina, deci haideți să-mi subsumați cel puțin patru. Descântece de ochi, descântece de dragoste, descântece de ipotență. Etnografic vorbind, unde s-ar încadra cel puțin aceste patru? În foarte multe categorii. În foarte multe categorii. Deci, asta este, în primul rând, nu le-am putea numi pe toate vrăjitorie. Iarăși, eu mă leg foarte tare de terminologie. Pentru că această terminologie este, la rândul ei, purtătoarea unei istorii. Spre exemplu, în limba română, formele limbii române, moștenite din latină, ar fi farmec și descântec. Vrajă vine din slavonă, ca de altfel și lec, care vine tot din slavonă. Deci ne aflăm la o... într-un alt moment al istoriei culturii noastre. Există foarte multe explicații pentru asta, bineînțeles. A tămădui vine din maghiară. Există o suită întreagă de denominări ale persoanelor care fac aceste acțiuni, da? Babe, băbese, moașe, doftoraie, loajnice, vrăjitoare, fermecătoare, descântătoare. Fiecare înseamnă ceva față de cealaltă. Deci depinde de tipul de acțiune pe care o întreprinde. Avem de face cu iatria sau cu... Iatria, sigur. Da, vindecările, da. Zicem. Alte categorii... Cu divinația. Cu divinația, ghicitul. Sigur că da. Da. Bun. Da. Dacă ar fi să faceți o statistică, doamna Rodica,
Cum ați stabilit procentual categoriile de oameni care vin la dumneavoastră? Deci procentual mă refer cât sunt interesați de cunoașterea viitorului sau ce procente, așa, relative, evident, sunt interesați de cunoașterea viitorului, cât sunt de vindecare, cât de împreunare de familie, de aducerea sporului în casă și câștig. Cei mai mulți de ce sunt interesați? Vreau să vă spun că mai mult de o treime de cei interesați sunt pentru rezolvarea problemelor, nu pentru aflarea viitorului. Sunt foarte puțini cei pentru aflarea viitorului, dar majoritatea sunt pentru rezolvarea problemelor pe care vi le-am expus mai câteva. Ce părere aveți despre horoscop, doamne? Ce părere am? Da. Sincer să fiu. În fiecare zi ar găsiți câte un horoscop, în fiecare revistă găsim un horoscop, în străinătate, în România, este o modă, dimineața la unele posturi TV se derulează câte un horoscop, se face pronosticul, dragoste, bani, practic categoriile pe care mi le-ați zis pe undeva, dragoste, bani și sănătate. Vreau să vă spun că noi, tagma noastră a vrăjitoarelor, ceea ce facem noi este foarte diferit de ce se prezintă la televizor în fiecare dimineață când vorbesc dumneavoastră cafeluța sau în ziare și revistele care apar. De ce totul se face computerizat, nu se face din darul pe care îl avem noi. Noi acel horoscop, acele descântece pe care le avem, pentru că indiferent cât s-ar face abstracție de acest lucru, această putere a forțelor malefice există cu adevărat. Eu, cum v-am arătat și rândul trecut, am foarte multe rezolvări. Am foarte multe cazuri rezolvate care, ce nu au putut medicii, preoții să facă, eu am făcut. Și acest har pe care l-am, acest dar, nu mai spun acest har. Am stabilit de data trecută, vedeți, trecută, am și evoluat. Da, acest dar, v-am spus că pleacă din moștenire de la mamă la fică. În primul rând... Dar de ce n-ar fi de la mamă la fiu? Vă întreb și eu. Nu, pentru că femeia este mult mai tare ca bărbat. Doamna Sabine, etnografia. Asta este un punct de vedere. În cultura tradițională românească există fermecători și vrăjitori, există solomonari, există, adică, vedeți, și categoriile, și impactul pe care îl are un anume tip de acțiune, pe cele despre care noi discutăm acum, sunt receptate și au un anume impact în funcție, hai să-i spunem, de propria apartenență. Deci, depinde de categoria respectivă în care se încadrează și actantul, cel care împlinește acțiunea, și cel pentru care se face acțiunea respectivă. E foarte important asta. Continuăm. Acest dar, v-am spus, se moștenește pe cale genetică. Ce se întâmplă cu acest har pe care îl avem? În primul rând, descântecele noastre adevărate pe care ne le facem și toată practica noastră, toate ritualurile noastre vrăjitorești constă în trei etape. În primul rând, sunt foarte multe persoane care îmi spun telefonic că ele ar avea ceva după ce au consultat pe semne diverse vrăjitoare, dar eu niciodată nu merg pe prezumția ceea ce mi se spune, până nu cercetez și nu văd despre ce este vorba, pentru că eu am niște cărți moștenite din trei generații, de la bunica, de la mama, după aceea a venit la mine, prin deschiderea acestor cărți, prin ghicitul în aceste cărți, eu văd dacă persoana respectivă este cuprinsă în forța malefică sau nu. Și dacă cineva ar zice că aceste cărți nu reprezintă decât hazardul. Nu e adevărat. Păi de ce să nu fie adevărat? Haideți să spunem, eu sunt pozitivist și spun acest lucru. Aceste cărți reprezintă purul hazard. Nu. Aș spune, cercetarea poate să fie o cercetare psihologică. Cel puțin eu aș fi de acord. În ipostaza și în momentul acesta al emisiunii, să spun, da, o cercetare psihologică. Vorbești cu omul, întrebi, identificat o posibilă cauză și încerci rezolvarea. De ce nu, să nu fie hazardul? Nu, pentru că un hazard nu e la 100 de persoane. Poate să fie la una, două, dar nu la 100 de persoane. Să știți, în primul rând, când cineva vine la mine, nu-l întreb de ce ai venit să-ți ghicești sau să fac în așa fel să aflu ceva din viața acelui om. Îi spun doar să-mi spună numele de botez și în momentul când am deschis cărțile,
îi spun de câte ori a fost căsătorit, dacă este împreunat, câți copii are, ce a avut în trecut, ce este în prezent. Foarte multe lucruri. Și numai prin ghicitul cărții, cum ghicesc acei persoane, își dă seama că eu dețin niște puteri. Bine, în continuare spun, toate aceste lucruri fac parte din suita existențială a unui om. Sunt niște modele arhetipale care, de fapt, zac undeva în subconștient. Asta este o realitate. Și legătura care este de concubinaj creează un sentiment de vinovăție. Este undeva în adânc, dacă e mai veche sau dacă este mai nou. Toate tipurile astea de legăturile, pe moment pot să, ca să nu fiu prolix, pe moment pot să afecteze sentimental omul, să creeze un anumit tușeu psihologic. Dar numai pe momentul respectiv. Aia nu înseamnă că avem o perspectivă foarte clară și determinată, să spunem, cu niște mijloace vizibile. Eu vă dau un caz. Și dumneavoastră luați cum vreți. Cu câțiva ani în urmă m-a vizitat o tânără în Brașov și care o aveam printre persoanele care și-au expus realizarea la mine, despărțită de soțul ei, cum prin farmice, despărțită de soacra ei. Ajunsese această femeie să se sinucidă și a tăia venele de la mână. Și dându-se seama, presupunând, poate că Dumnezeu a îndrumat-o sau cine a îndrumat-o, presupunând că are ceva, a consultat foarte mulți oameni. Și venind la mine și am ghicit, am spus totul despre ce este vorba. Iar după ce am făcut un descântec, vreau să vă spun că 9 zile soțuie cum a părăsit-o s-a întors înapoi. Cum vă explicați această situație? Nu mi-o explic, o să mi-o explice doamna Sabina, dar după o pauză, și poate părintele, evident, nu după o pauză, de fapt după un scurt documentar. Cu ajutorul doamnei Sabina Ispas am intrat în posesia unui documentar care are o durată mai mare. Noi dăm câteva fragmente despre descântec și despre felul cum în mod tradițional se fac descântecele. Revenim la această temă. Nevoia de informare este vitală. De ce? Pentru că fiind bine informat, știi foarte bine să faci și asocierile și disocierile. Toate băile, toate plitețile. Ho, ho, ho! Acolo numele, că acolo fost, ai pătule tăietului, ai blecatului, ai băile tăcatului, pete zic tăcatului. Dar te duc până la batalia acasă, anume, cu 99 de picioare în proască, cu 99 de cozi în pușcă, cu 99 de corni în pungă, cu 99 de limbi mușcă, cu 99 de ani zburcăiesc, de minte în mințiesc, la mine adorescă-l. Să-l mănânce 99 de păduri, pe 99 de coduri, să-l mănânce 99 de tență, pe 99 de chemniță. Să n-ai vasit, să n-ai mai puclui până la mine în tata, la zi, și cu mine a povestit și pe mine a apetit. Și cu mine a fi. Du-te, dor, la vasalie, de lângă tâi, dor, mărgând, pădrum, să-i ardă drumul, sub picioare, sub picioare, pădrum și inima întâi și că nu poate de dorul mine să-i ardă. Dacă lângă tâi, dor, în crâjmă, bând, să ardă paharul în gură și gura pe pahar și inima întâlnă să nu poată de dorul meu. De legății dor mai gând, la peche, să ardă drumul sub ticioare, ticioare, pătruși, inima întâlnă să nu poată de dorul meu. De legății dor în casă, la fată, să ardă casa pe el și casa, și el drum, adică casa, el în casă și casa pe el și inima întâlnă să nu poată de dorul meu și să n-aibă, să n-aibă puclui până la mine tata răzine. Cu mine a povestit și pe mine mă apeță. Când a gândit de mine, a grăit. Du-te, dor, de legăță, acolo, la, pe Ion, în casă, la fată, să iasă casa pe el și inima în tine, să n-aibă fi, să n-aibă prestui, până la mine în tata, nici cu mine a grăit. Du-te, dor, la fată, la Ion, de legăță, acolo, să iasă pe scaun, să ardă scaunul sub tine, și el pe scaun, și inima în tine, să nu aibă stare și alinare. Până la mine a gândit, până la, cu mine a grăit. Du-te, dor, la Ion, de legăsit, dor, povestim cu fata, să ardă vorbile în gură și gura pe vorbe și inima întâi să nu poată de dorul meu, să n-aibă, să n-aibă pe trei până la mine în tata la zine. Du-te, dor, la Ion, de legăsit, dor, șezând și drăgostim fata, să ardă mâna lui după cap și mâna lui a ei, subtil, și inima întâlnă să nu poată de dorul meu. Să n-aibă, să n-aibă apucului până la mine, tata la nici cu bine a povestit. Du-te, dor, la Ion, de legăsit, dor, povestit cu părinții ei,
Să-i ardă inima în el și vorbile în gură și gura pe vorbe, să inima între să nu poată de dorul meu. Să n-aibă atât, să n-aibă apucurit până la mine în tața răzunie. Du-te dor la Ion, de-l găsi dor dohanin, să-i ardă sigara în gură și gura pe sulare. Și inima între să n-aibă atât și apucurit până la mine în tața răzunie. Și cu mine a povestit și pe mine mai aici și pe mine, cu mine a grăi. Când a gândit de mine a grăi, când a gândit de mine a grăi. Du-te dor la Ion. De legăsător, la serviciul lui, acolo, la locul de muncă, se ardă lucru mână și mâna pe lucru și inima între să nu poată de dorul mine, să n-aibă și să n-aibă poclii, până în tațare cu mine aine și cu mine povețe. Tu te dor la Ion, de legăsător mâncând, se ardă mâncarea în gură și mâna pe lingură și lingura în mână și inima între să nu poată de dorul meu, să n-aibă și să n-aibă poclii, până la mine în tațare aine și cu mine povețe. Du-te dor la Ion, de legăsitor, criind acolo, la locul de muncă, unde el l-a servit, se ardă creonul în mână și mâna pe creon și inima trebuie să nu poată de dorul mine, să n-aibă, să n-aibă puculei până la mine în tața răni și cu mine povestit. Du-te dor la Ion, de legăsitor, tărutând fata, se ardă gura lui pe gura peate și gura peate pe gura lui, să n-aibă, să n-aibă puculei până cu mine povestit. Doamna Sabina Ispas, despre ce a fost vorba? Da. Este un descântec de adus iubitul prin aer, cules de colegul și prietenul nostru Radu Răutu, unul dintre foarte buni specialiști etnologi români. A fost filmat în Vadul Izei, în Maramureș, în 1971, iar descântătoarea, care între timp a murit, se numea Ana Herbel și atunci avea 58 de ani. Este un foarte interesant descântec de dragoste. Și dacă ați observat, sigur e greu de urmărit exact valoarea textului. De data aceasta, cuvântul era fundamental. Da, și cuvântul fundamental era dor. Da. Mesagerul este una dintre extraordinarele ipostaze și semnificații ale acestui foarte complex concept românesc, care este dorul. Dorul era mesagerul și dorul era purtătorul tuturor acestor stări, nu numai de neliniște, aproape fizic dureroase. Începem să despărțim apele. Părinte Flavian, iată, descântece lucruri pe care, cel puțin aparent, sistemele soteriologice, cele care ar fi datoare să ofere omului accesul spre mântuire, nu le pot aduce. Sau în ceea ce privește selectarea unor persoane, opțiunea personală a unor oameni, consideră că sunt mult mai eficiente. Ce părere aveți dumneavoastră? E un subiect extraordinar de complicat, de complex, și l-aș putea caracteriza în complexitatea lui și prin etapa de sfârșit de mileniu prin care trece omenirea. Ca duhovnic de peste 20 de ani, mă cutremur prin ce a trecut omenirea și ce o așteaptă de acum referitor la ceea ce am văzut în filmul. Bine, acesta. Acolo este un motiv cules care poate fi catalogat etnografic sau, dacă nu putem, poate fi catalogat și teologic. Dumneavoastră puteți să faceți o evaluare duhovnicească, cum spuneți. Deci trebuie să-i fac o analiză duhovnicească a tot ceea ce a vorbit și doamna etnograf și Rodica. Îmi amintesc din Sfânta Scriptură, din timpul prorocului Ilie, de împăratul Ohozia, care trăgea să moară, cunoscându-l pe Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacob, cum era numit. Ohozia, datorită înclinării și a lui și a poporului spre idolatrie, l-a cam uitat pe Dumnezeu și, uitându-l pe Dumnezeu, a trimis soli la Belzebub, Dumnezeu Ascaronului, să-i aducă veste dacă va muri sau se va însănătoși. Prorocul Ilie era în pustie și, insuflat de Duhul Sfânt, i-a întâmpinat pe cei care mergeau la Ascaron și i-a ucis cu foc din cer. Lucrul acesta se întâmplă de două ori. A treia oară, altă ceată de 50 de ostași îl întâmpină pe prorocul Ilie și aceia se defrică să nu pățească ce au pățit și ceilalți, s-au umilit, s-au smerit. Prorocul al lui Dumnezeu, spune-ne nouă,
despre împăratul nostru Ohozia, va muri sau nu. Și atunci prorocul Ilie îi spune: mergeți la el și spuneți-i, nu-l are pe Dumnezeu în Israel, pentru ce-l caută pe Belzebut în Ascaron. Referitor la aceste vrăjitorii, farmece, descântece și toată tevatura aceasta care a apărut ca un păinjeniș la timpul acesta, nu o putem explica decât pe o părăsire de Dumnezeu. Deci, ca și Ohozia, omul l-a părăsit pe Dumnezeu, s-a depărtat de Dumnezeu. Iar Dumnezeu, încetul cu încetul, și-a luat darul de la om și omul a rămas efectiv ca o corabie în derivă. Nu mai știe unde să alerge. Practic, s-a ajuns, cred eu, și premeditat la un fel de descreștinare treptată. Sfântul apostol și evanghelist Matei spunea așa, insuflat de Duhul Sfânt: un împărat a sădit vie, a împrejmit-o cu gard, a pus teasc și a pus turn și a dat-o lucrătorilor să o lucreze. Întrebarea aici este: când a venit stăpânul vie să ia rodul, iată ce au făcut lucrătorii. Au dat rodul sau nu? Și îl găsim. Vă întrerup și vă rog să mă iertați. Da. Metafora este bună. Pilda, de asemenea, excelentă. Dar omul cu nevoie imediată. Omul bolnav, nu? Omul care s-a despărțit de soție, să spunem, sau nu-i mai merge bine în casă. Așa. Ce relevanță poate găsi într-o astfel de pildă? În afară de un spirit de temperanță, cel puțin la prima vedere, trebuie să recunoaștem, un spirit de temperanță, așteptare, și de aceea se orientează repede spre zona vrăjitoriei. Omul întotdeauna trebuie să-L aibă pe Dumnezeu în inima lui. Neavându-L și nefiind și practic și în inima lui, după cum spune în Decalog, atunci imediat părăsește tot ce este sfânt. Dacă doamna Rodica ar veni la dumneavoastră, da, la biserică, ați mirui-o așa cum se miruiește la sfârșitul vecerniei sau la sfârșitul liturghiei sau nu? Aș primi-o ca pe un creștin, ca pe un arecarle, de îndată ce nu știu ce m-ar opri, neștiind cine este. Dar mai degrabă aș invita-o să-și mărturisească toată viața și să fie un creștin. Da, Rodica, fiindcă... nu sunteți creștin? Stați! Acum ați intrat în... Da. Eu cred în sufletul meu că sunt un bun creștin, pentru că eu nu fac rău. Eu ceea ce fac, fac bine. Și să vă spun de ce. Există vrăjitoria de două feluri: vrăjitoria care face rău și vrăjitoarele care fac bine. Eu cred foarte mult în Dumnezeu. Eu nu mă culc până nu fac rugăciunea la Domnul Iisus Hristos. Nu vreau să spun că mă duc la toate bisericile să bat clopotul că cred în Dumnezeu, dar credința o am în sufletul meu și mă rog la bunul Dumnezeu și Dumnezeu mi-a ajut. Nu mi s-a întâmplat niciun rău și îi mulțumesc lui Dumnezeu până acum, până în prezent, pentru că tot ce m-am rugat la El mi s-a îndeplinit. Și vreau să vă spun că am avut și relevații. Ceea ce face o vrăjitoare cu magie neagră și despărțește o casă și leagă cununii și trimite argintul viu și pune cuțitul și face fel și fel de farmece, eu prin puterea mea și prin darul meu pe care l-am, eu dezleg acel rău. Eu nu fac rău. Adică de fapt e o luptă între vrăjitoare, mă face să înțeleg lucrul ăsta. Este o luptă foarte mare. Acel vă vreau să vă spun că este această luptă. Sunt vrăjitoarele de magie neagră și vrăjitoarele de magie albă. Părinte? Sigur că da. Dumnezeu spune, vrea să se erigeze prin magia albă, dar de fapt tot în magia neagră ajunge. Fiindcă am urmărit-o cuvânt cu cuvânt și a spus că face cu duh malefic. Nu m-ați acum, înțeles greșit. Ba da. Chiar dacă nu ați spus așa, cel puțin așa se interpretează și se știe. Nu, identifică maleficul. Identific maleficul. Deci așa a spus doamna Rodica, identifică maleficul. Nu fac cu duh malefic, aș identific ca... maleficul. Nu, dar eu sunt curios unde, cum identifici maleficul pe de o parte și care e granița între malefic și nemalefic. Și benefic, cum, este... cum s-ar spune. Malefic și benefic, și nu? Și benefic, să spunem. Aș vrea ca să mergem în Sfintele Scripturi și să mergem în canonicitatea ceea ce fac vrăjitoarele și fermecătoarele și toți de tipul acesta.
Cred că nu a fost problema mai grea pentru creștinism și chiar și în Vechiul Testament decât vrăjitoria. Sfinții părinți s-au luptat din răsputeri cu cei mai mari vrăjitori. Cum îl avem pe Sfântul Apostol? Aveți un exemplu, părinte? Avem pe Sfântul Apostol Pavel cu Ierima Vrăjitorul, Sfântul Apostol Petru cu Simon Vrăjitorul, și mulți alți sfinți, Sfântul Silvestru, Papa Romei, când iudeii, contrazicându-l de nașterea Mântuitorului, au venit cu un vrăjitor, cu zambrii. Și la atâta înălțime de vrăjire a ajuns, încât că a spus că în numele Dumnezeului meu voi ucide un taur. Lucru care l-a făcut. I-a suflat în ureche și a crăpat taurul în două. Și acest lucru s-a făcut în fața mulțimii creștine. Atunci nu poate fi contrazisă puterea sau darul vrăjitoresc. Nu se contrazice, domnul Titi. Păi eu nu contrazic. Să... Ea se face. Se face vrăjitoria și se fac minuni mari, într-adevăr, dar depinde de canonicitate. Dracu este cel mai mare filozof. Și de ce? Că datorită lui s-au inventat atâtea de către oameni. Iar omul devine unealta lui. Arbitrați, doamna profesor. Nu mă scurt prea. Ca să nu îmi fure timp. Scurt, sigur că da, și după aceea mai dăm despre aducerea ursitei prin aer. Nu se poate face un arbitraj în sensul ăsta. Efectiv ne aflăm în fața unei istorii a culturii umanității. Și asta e foarte greu de rezolvat. Dar ce pot să spun este că, în general, toate aceste stări de criză, pentru că astea sunt niște stări de criză, cele în care se apelează la acest tip de mediere, ceva care iese din normalitate. Este o agresiune care poate fi fizică sau psihologică, care poate fi împotriva bunurilor sau a celor apropiați. Toate aceste stări negative, toate aceste situații sunt provocate, indiferent de sistemul cultural în care ne aflăm, de diabolic. Sunt ipostaze ale agresiunii demonicului în lume. Ele sunt identificate, sunt diagnosticate și se caută o terapie împotriva lor. Și atunci când acreditez un sistem, o în credință orice erecte, sistem este și diabolic. Nu, nu, și nu. Angel. Și când, eu zic când acreditez o credință drept salvatare, cu valențe soteriologice clare, de ce nu apelez numai la ea? Sau a cui e vina că nu se apelează numai la ea? Eu pretind că este vorba de o lipsă de cunoaștere. Iar și până la... Da, este vorba de o lipsă de cunoaștere, o cunoaștere de data aceasta, cum să spun, profundă, nu care ține de gestul ritual, ci care ține de semnificația fiecărui act. Pe urmă, ar mai fi ceva. Ar fi, hai să-i spunem, nevoia individuală. Fiecare percepem în mod individual. Paradoxală nevoie individuală când Duhul Bisericii este un Duh comunitar. Da, dar fiecare, toți suntem membri, deci toți suntem biserica. Suntem că vrem, dar să vedem biserica ce zice. Bineînțeles, dacă ne primește biserica. Sigur că da, sigur. Asta înseamnă să-i respectăm. Cum zice și Duna ei, sunt o credincioasă. Să vedem credința. Deci nivelul în de înțelegere. Este turnată biserica, canonicitatea. Că toți ne, la judecata lui Hristos, toți vom zice, Doamne, păi am făcut cu tare și cu tare. Să vedem. Sigur că da. Nu negăm. Cine și atunci, conform sfintelor canoane, cum spune și Sfânta Scriptură, nici credință fără fapte, nici fapte fără credință, ci toate trebuie făcute în harul lui Dumnezeu. Una este harul și una este darul. Nu facem confuzie. Harul este ceea ce planează peste Biserica lui Hristos ca o turmă cuvântătoare, iar darul este cel care l-a dat Dumnezeu, cum spune Apostolul Corintenilor. Unul prin darul lui are darul prorocii, unul a tălmăcirilor, unul a grăirii în limbi. Uitați, vedeți, iar ajungem la o dilemă. Darul tălmăcirii. Păi bine, de pildă, darul tălmăcirii mă pasionează pentru momentul ăsta. Așa, este ceva rău sau este ceva bun?
Depinde, depinde de unde vine. De unde, de unde? Haideți să mai facem o paranteză, expandăm subiectul. Cu îngerul ăla, cu îngerul de lumină, da, care de fapt e întunecat. Sigur. Vreau e foarte nuanțată. Vreau să mai vedem un material, tot prin bunăvoința dumneavoastră adus, un alt descântec, cu o altă introducere, stimați telespectatori, în acest spațiu. Se cheamă Desfăcutul. Cred că ăsta e Desfăcutul. Nu mă ascult. Mânurile, piciorile, capul, n-am putere, că m-am dus pe Valea Hotarului și mi-au luat dușmanii din urmă și mi-au făcut chip și tălul îmi pun scoace, mânuri în cap, în picioare și tătă s-a moțită, tătă mă împunț. Și am umblat pe la medici, pe tă locul. Și medicii mi-au dat cât eu știu toți că să mă duc să prăvălesc și cu lucruri băbiși, că nu știu ce să mai dăie. Dar cum și pe-mi picioare te-mi pun? Și pe-mi picioare, și pe mânuri, și pe-n dosul capului, și pe-n urechi. Cum după amiază? După amiază și până la 3 ceasuri în noapte. De atunci că ești de păcătură, dragă. Ești de păcătură, dar de știi, de spăm, că ți-ai plăcit, că n-aș vrea să mor, să fie pe voia dușmanilor, că de o an de zile mă cinzuiesc așa. Atunci noi cum știu eu, tu de-ți face? Cum știi, de spăm. Lăudăm pe Iisus, dar ce mai faci? Da, te doare. Fac destul de rău că ești bolnavă. Cred că ești bolnavă. Dar, păi, dacă m-ați poptit și m-ați chemat ca să-ți desfac, atunci uite ce uncu ai, guruță. Să te unguri. Nu poptit. Nu. Unde, mă? Blatem, duc negru și necurat cu numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Sfânt. Te blatem, duc negru și necurat cu numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Sfânt. Te blatem, duc negru și necurat cu numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Sfânt. Te blatem, duc negru și necurat cu numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Sfânt. Te blatem, duc negru și necurat cu numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Sfânt. Te blatem, du negru și necurat cu numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Sfânt. Te blatem, du negru și necurat cu numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Sfânt. Te blatem, du negru și necurat cu numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Sfânt. Te blatem, du negru și necurat cu numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Sfânt. Te blatem, du negru și necurat cu numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Sfânt. Te blatem, du negru și necurat cu numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Sfânt. Te blatem, du negru și necurat cu numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Sfânt. Te blatem, du negru și necurat cu numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Sfânt. Nu-mi pun cărbunii, ce-mi pun ducurile necurate să se ducă de unde ați venit. Pui voi strigoi, voi boțorcoi, pui. Eu nu îmi pung în gura cuptorului, dar îmi pung toate făcăturile și toate urile și toate jundurile și toate năcazurile. Să se ducă pe horn și pe suștiol, să se ducă pe horn ca mâțele, pe ușă ca câinile, pe horn ca mâțele, pe ușă ca câinile, în codrii pustii unde nu umblă picior de om, în munte fără de umbră, unde picior de om nu mai umblă. Ihi, voi purcăciuni, voi urăciuni. Ihi, panuța s-o lăsați mândră și curată și luminată. Nu întorcă mea ce ne-ntur păcăturile, țipăturile, măieturile de panuță. Să margă de unde zinite și de unde spornite.
Și am văzut, doamna Sabina. Am văzut Desfăcutul, un film realizat tot de colegul și prietenul nostru, Radu Răutu, care este o străveche practică medicală populară, reprezintă un tratament psihiatric popular, de fapt, la un sindrom nervos, ale cărei cauze sunt de găsit în ambianța socială a satului tradițional. Părinte Flavian, ce am văzut din perspectiva religioasă? Nimic. Absolut nimic, că ceea ce a făcut, a făcut invocând duhul necurat. Deși nu l-a rostit. Și se fac vrăji adevărat din toată istoria omenirii și vedem în poporul iudeu ce vrăjitorii s-au făcut. Îl găsim pe Moise la curtea lui Faraon. Aceleași minuni care le făcea Moise, numele lui Dumnezeu, le făceau și vrăjitorii. Nu știu, lumea e tentată să creadă ce vede mai aproape. Acum vă spun, este un reflex psihologic. De ce nu te reportezi la o istorie de 3300 de ani, ca să fiu mai precis, e așa, puțin mai îndepărtat. Omul contemporan e tentat să înțeleagă ceea ce vede în proximitatea lui. Eu aș vrea să întreb, dacă vrea dumneavoastră să-mi răspundă, despre cele care le fac aici vrăjitoarele și descântătoarele, ce nume aduce a lui Dumnezeu, celui viu, făcătorul cerului și al pământului, sau fiecare un demon? Un zeu. Nu, să știți că numele lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu. Da. Să nu uităm, cum spunea și Shakespeare, și diavolul invocă Biblia. Și diavolul se închină. Pare un argument forte, doamna Rodica. Sigur, dar acela și aici am văzut. Vedem. Așa a fost și emisiunea trecută și nu mi-am expus punctul de vedere. Ia să vă auzim. Referitor la vorba domnului părinte, eu nu pot să mă consider o păcătoasă. Și să vă spun de ce. Dacă vine la mine o femeie și îmi spune că a fost la biserica cutare și un preot cutare i-a deschis cartea și acolo i s-a arătat că o femeie i-a luat bărbatul cu farmece și că i-a lăsat vreo 2-3 copii pe drumuri și că ea săraca nu mai poate de rău și a umblat pe unde a umblat și nu a fost mulțumită și venind la mine și aducându-i bărbatul înapoi și făcându-o să fie fericită din nou, eu cred că este un bine. Sau o femeie care zace paralizată la pat de un argint viu și consultând toți doctorii și nu se face bine și de la mine pleacă pe picioare, eu consider că este, că e bine. Vreau să vă mai spun încă un lucru. Sau o fată care n-a fost măritată niciodată și luând mai mulți bărbați s-a despărțit și venind la mine, eu o fac să se mărite pentru totdeauna. Dar de ce nu-l face preotul să se mărite? Vă întreb și eu. Probleme asta din acestea asta sunt e dilema multiple. Mea, înțelegeți, vă rog. Adică de ce nu ar face-o altcineva? De ce ea recurge în ultimă instanță la dumneavoastră? Pentru că puterea vrăjitoriei e mai mare decât a preotului. Nu vreau să vă... Nu. Ceea ce face o vrăjitoare cu magie neagră, un preot nu poate să dezlege. Poftim, ea spune acum că face magie albă. Iată-o, Nu. N-a fost confuză. Da. N-a fost confuză deloc. Ceea ce face o vrăjitoare cu magie neagră... Deci ceea ce o vrăjitoare cu magie neagră a legat, care folosește duhul necuratului și incantațiile cu necuratul, un preot nu poate să dezlege. Nu este adevărat. Dar eu, cu magia mea albă, cu descântecul meu, eu dezleg. Se alungă... Dumneavoastră credeți că dacă acei oameni care vin la mine n-ar fi mulțumiți de rezultatele mele și de puterile pe care le văd că eu le practic, credeți că lumea aceea ar fi credulă 1, 2, 3, dar nu sute, nu mii de oameni? Domnul Titi, mi se face reclamă de 9 ani de zile și nu numai prin intermediul mass media mi se cunoaște puterile. Mama mea era o renumită vrăjitoare de când mă știu, copil de 5 ani, venea lume câtă frunză și iarbă la mamă. Nu mai acum. Te nu contest nimic. Eu încerc doar de să... De asta vreau să-i spun domnului părinte. Eu nu fac rău. Clipa. Aici cred că deja eu este... Eu nu dezleg. Eu nu despar familii. Lumea nu vreau... trimit argintul viu. Nu pun cuțite. Nu fac farmece de rău. Niciun vrăjitor nu face așa ceva. Niciun vrăjitor nu face așa când îl pui față în față cu faptul împlinit. Niciunul. Dar din lașitate nu recunoaște. Părinte, hai să recurgem la texte, dacă le aveți. Văd că aveți acolo două volume consistente. Timpul nostru se scurge, Vreau ca să... spre poarta celelalte emisiuni, așa că... Să ne ducem chiar din Testamentul Vechi, să vedeți cum apără Dumnezeu pe poporul lui Israel, din care trebuia să se nască Hristos, de vrăjitorii. Să nu mâncați pre munți. Pe munți unde? Unde erau capiștele idolești, în care zăceau păgânii, nici să vrăjiți, nici la vraje de păsări să nu căutați. În continuare,
să nu mergeți la cei ce vrăjesc și de descântători să nu vă lipiți ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Deci nu spune omul, o spune Dumnezeu. La cei ce spune Dumnezeu că îi face bine omului, să vedeți cum le lucrează Dumnezeu, că se poate naște o întrebare pe care aș vrea ca cei care ascultă această emisiune să plece liniștiți acasă. Cum adică Dumnezeu... Să rămână liniștiți, să nu plece neliniștiți de acasă. Nu să plece, adică în casa lor, la somnul lor. Cum Dumnezeu sloba de aceste minuni, făcute cu diavol? Iată ce spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură, la a doua lege. Iar de se va scula într-o tine proroc sau care visează vis, să-ți va da ție semn sau minune și îți va zice ție, vino după Dumnezei străini, să nu-l ascultați. Că, iată de ce spune, a dat aceasta ca să vă ispitească pe voi Domnul Dumnezeu vostru, ca să știe de iubiți spre Domnul Dumnezeu vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Necazuri pe oameni sunt dintotdeauna, dar asta nu înseamnă imediat să alergi unde? La Belzebub, la Astarot, la Lucifer. Ce l-ai pe Dumnezeu, cum i-a spus lui Ohozie? Haideți să rezolvăm, doamna Sabina, această dilemă. Magie albă, magie neagră. Pentru că, de fapt, mă pun în postura unui om care merg la doamna Rodica. Și primul contact... Refac așa ipotetic un scenariu, le-au ca ipoteză de lucru. Primul meu contact este acela în care îi zic bună ziua, bună ziua, îmi spune de magia albă, deodată am o stare de... se duce un zid de apărare, da? Mai văd în recuzită și o cruce și o icoană și... Dar o... să știți că nu am nicio cruce, nicio icoană. Nu, spun generic. Îmi spune că și de Dumnezeu și asta mai cade așa un zid. Încerc în momentul ăla și... zic, da, este magia albă. Deci ce este magia albă, ce este magia neagră, dacă există cât de cât palpabilă granița între ele? Eu aș numi, nu, după părerea mea nu există o graniță între ele, dar eu aș numi magie defensivă și magie agresivă. E puțin altceva. Magia albă și magie neagră este mai mult un mod metaforic de a prezenta, hai să-i spunem, culorile fundamentale ale purității și ale infernului. Hai să-i spunem magie defensivă. Deja intrăm într-o sferă foarte complicată, ce înseamnă gândirea magică și ce este magia. Atunci și dați-mi voie să mai difuzez. Nu o să avem timp, sigur să o lămurim. Da, un descântec și după aceea să revenim pentru ultima parte a emisiunii. Să fie rezolvat. Să nu mai rabdă dragostea, iubirea, de fată mare cu flăcău, de bărbat cu nevastă, pleacă de copii. Rău, unde cocoș nu cântă, familie, unde om nu umblă, acolo să se ducă rău. Descântecele am început să fac din măstrămoș și eu am învățat de la mama mea de la mama ei, deci de la bunica. Deci, de mic copil, eu am învățat ritualele acestea de la mama mea, pentru că eu am stat lângă ea la fiecare ritual care îl făcea și la fiecare descântec de la vârsta de 9 ani. Ia să nu te mai legi. Ce am să mai curăm? Fugi de cu două cături cu apă. Deci m-am furat. Am învățat și de la mama și de la bunica mea, mama Omida. Și cu acest har m-am născut, l-am învățat. Scuipat. Să ai voie să privească cu gura, să nu mai grăiască. Ce o zice ea să fie zi, ce o zice ei să fie ca pământul, iar noi să fim ca argintul, să dea Dumnezeu. Eu am un loc sacru, care în acel loc nu poate să intre nimeni decât numai eu. Acesta a fost un mic ritual din acel descântec de la 12 noaptea. Harul acesta vine de la Dumnezeu și noi totdeauna îl pomenim pe Dumnezeu la descântece. Lingura în ele înfermece așa să se amestece toate necazurile și toate velile și toate amărăciunile să se ducă pe apă. Du-te, du-te și te întoarce ca puișorul în ghioace să te duci, să te înțelegi de ea, să nu te mai leași cu toată inima și cu toate bucuriile. Nu
Scor în casă, înțelegere, să rămână Costos și Mănușca, fagul de mine. Folosim crucea, busuiocul, aiazmă, tămâie. Lumânări. Deci, nu numai că facem descântecu cu persoana respectivă pe care este, care vine, acea persoană care vine, care este afectată, cu ce are pe suflet, dar noi și descântăm la locul nostru pe care îl avem fiecare vrăjitoare la 12 noaptea, în fiecare noapte timp de 9 săptămâni. Chiar acea persoană, dacă este realizată, poate fi realizată 2 zile, 3 zile, mă rog, cât de puternice sunt farmacele asupra persoanei respective. Magie neagră faceți? Nu, nu fac. Numai cu lucruri. Deci îndepărtăți spiritele rele asupra persoanei respective. Doamna Rădica, ce am văzut? Vă întreb pe dumneavoastră. Am văzut vrăji contemporane. Da. Aici a fost... Nu a fost un adevărat ritual pe care îl practicăm. A fost ceva regizat pentru televiziunea noastră, pentru că în locul nostru unde lucrăm... Da, categoric, asta am niciodată înțeles. Niciodată nu merge nimeni. Bun. Vreau să vă spun că aici ce s-a arătat este... dezlegarea de farmece pe care o facem la 12 noaptea. De-aia v-am spus că la noi este în trei etape. Depistarea farmecului, încercarea leacului, să vedem dacă putem să dezlegăm sau nu, pentru că sunt farmece și care se dezleagă și care nu se dezleagă. Dacă practicarea farmecului care a fost făcut este cu ardere, cu ritual de ardere pe foc, nu se poate dezlega. Iar ultima fază e această baltă, uic de baltă al nostru, pe care noi acolo ne facem descântecile, care durează între 6 și 9 săptămâni. Iar noi descântăm de la 12 noaptea, pentru că adevăratele noastre puteri le avem de la 12 noaptea până la 3 dimineață, la primul cântat al cocoșilor. Părinte? Domnul Titi, aș putea să-i grăiesc zile întregi despre vreji cu care m-am confruntat eu cu... Ca duhovnic, uite, sigur, așa, aici e o curiozitate. Da. Brască, cusută gura. Da. Dus pe mătură. Luat omul de aici și dus pe mătură. Niște lucruri cutremurătoare. Eu am întâlnit un băiat, cum l-au vrăjit o fată că nu a luat-o în căsnicie, a intrat diavolul în el. Și l-a bătut diavolul până l-a omorât. Toate vrăjile care se fac, ele se fac doar de moment. Îi aduce pe soțul acasă, el ia din patul celelalte și îl aduce să acasă, că dar sunt de moment. Vă rog frumos. Se fac și pe 99 Pardon, de ani, să lăsați, 99 de ani când pleacă el de acasă și i-a dat banii, dar e vorba că a doua zi intră diavolul în el. Păi și în al doilea rând, se trimite și Rodica, pe 99 Rodica, de da? Da, da. Eu spun o întrebare. Astea toate au legătură cu viața veșnică? Nimic. Nu. Nu cred. Deci de mântuire nimic. Posibil. Posibil. Dar vedeți, noi suntem uite, niște oameni uite ce simpli. Spun. Foarte bine. Noi suntem nu, e clar, am mai tranșat o treabă. Dar ce facem cu cei care... Vă rog frumos. Da. Eu am venit aici, ca parte bisericească, ca să aducem canonicitatea vrăjilor prin biserică și totodată să dau răspunsul de ce au atâta flux de oameni. Iată, canonul 61 al sinodului al VI-lea îi canonisește pe vrăjitori și pe cei care merg la vrăjitori. Oprire de la Sfintele Taine. Iar canonul 63 al Sfântului Vasile spune că sunt canonisiți ca și cu ucigașii. Iar în Evul Mediu, bine știți ce au pățit vrăjitoarele. Catolicii le băgau pe inchiziție. Da, da, inchizitorii au fost mai păcătoși ca da, toate bine, asta e o altă problemă. Ca toți oamenii de atunci. Rodica, uite, în legea veche, când s-a dat legea poporului lui Israel,
Spunea Dumnezeu un decalog, vrăjitorul să fie ucis. Domnule părinte, vă rog frumos, nu vreau să vă jignesc sau să aduc un afront la persoana nu. Dar nu vreau ca sufletul meu să se simte păcătoasă. De ce? Pentru că eu fac bine, uitându-mă aseară la ochii în patru, eu sunt un om simplu, un om ca toți oamenii. Dar ce se face cu preoții care excrochează lumea și cel puțin nu le face nimic? Ce facem cu părinții care iau numele lui Dumnezeu direct în deșert? Ce facem cu acei oameni? Eu am început care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, eu măcar nu-l cunosc, nu? Am început... Dar ce facem cu acei părinți preoți care cunosc cuvântul lui Dumnezeu? Și e Sfânta Scriptură, cum spuneți dumneavoastră. Sigur că da. Pe temeiul stricării preoției și a bisericii, e evident că se nasc aceste ciuperci. Deci aici găsim toată explicația. Dar și are dreptate doamna Rodica atunci. Păi are dreptate. Păi vedeți. Dar odată cu ea se duc toți în pântecele iadului. E clar? Nu, problema, e clar, cred că problema fundamentală, dați-mi voie pentru că se apropie oricum de sfârșit emisiunea. Problema fundamentală este aceea pe care ați spus-o la un moment dat. Da. Se vorbește sau nu se vorbește eschatologic de... Pentru că orice sistem, în ultimă instanță, este un sistem care trebuie să salveze. Aici este marea dilemă pe care cel puțin am rezolvat-o în seara asta. Se vorbește sau nu eschatologic în vrăjitorie. Și chiar doamna Rodica a spus, este un sistem care este contextual. Doamna Sabina, concluziile acestei seri? Eu aș spune că această concluzie, de fapt, este relevantă. Tot ceea ce, toată acțiunea aceasta despre care am vorbit și despre care eu am spus că nu poate fi integral numită vrăjitorie sau oricum trebuie foarte nuanțată, se referă la aspectul material al existenței noastre și la ceea ce putem noi obține în această scurtă trecere. Într-adevăr, nimic din ceea ce am discutat aici nu se referă la mântuire, la felul în care poți obține viața veșnică și în care îl poți cunoaște pe Dumnezeu. Apetența populară față de practicile parareligioase este justificabilă prin ceva? Este justificabilă prin faptul că suntem oameni, toți suntem supuși unei anume tentații materiale de toate felurile, începând cu trăirile noastre și sfârșind cu avutul care ne înconjoară, și în acest sens, așa cum am, cum s-a comis păcatul inițial, suntem cu toții supuși acestui tip de cunoaștere. E o formă de cunoaștere până la urmă, dar e o cunoaștere, hai să-i spunem din asta, omenească și foarte primejdioasă. Doamna Rodica, un minut și după aceea părintele un minut. Explicație. Mai de demult, cum era prostimea și preotul satului era cel mai învățat, atunci lumea nu știa ce este o eclipsă de soare. Știind că se apropie eclipsa de soare, spunea: în ziua cutare, la ora cutare, toată pebla satului va adunați la biserică. Și spunea: pentru că ați făcut foarte mult rău, Dumnezeu vă pedepsește și vă ia soarele după cer. Vedeți? V-am spus și emisiunea trecută că sunt preoți cu har de la Dumnezeu și preoți care nu cred în Dumnezeu. Eu aș zice că sunt și vrăjitoare și cu dar și vrăjitoare fără dar. Dacă eu sunt o vrăjitoare și am... Nu vrăjitoare. Ăsta e o expresie așa de speriat copii. Dar nu-i se spune prezicători tămăduitori. Ah, bun. Fac o paranteză și, înainte de a... Dacă eu am acest dar și dezleg și fac puteri care le vede omul cu ochii lor, n-am ce să fac. O excepțională remarcă a doamnei Sabina înainte emisiunii, îmi pare rău că în această emisiune n-am putut să o aducem în prim plan, este aceea legată de faptul că în Transilvania preoții ortodoxi la un moment dat erau considerați de către protestanți vrăjitori într-un context în care ei rezolvau chiar exorcizări și datorită de faptului că poți să dau har. Ultimele două minute. Așa erau considerați și sfinții lui Dumnezeu imediat după Hristos de către păgâni, că sunt vrăjitori. Cu ce vrăji face aceea? Depinde sistemul de referință din care îl consider pe om. Informația și unde e acela așezat. Care l-a răspunit pe Iisus Hristos nu era un mare preot? El de ce a făcut așa ceva? Ce a făcut? L-a pedepsit pe Domnul Iisus Hristos. Preoții l-au pedepsit pe Domnul Iisus Hristos. În Inchiziție, preoții, pentru că ei nu puteau să aibă o viață sexuală normală, nenorocea pe toți care aveau o viață normală. Unde sunt păcatele alea? Nu se poate. Spuneam Mântuitorul, dar cei care cred cuvântul Rodica, Dumnezeu, numai puțin. Gata, spuneam s-a terminat emisiunea, părinte. Spuneam Mântuitorul, dacă toată lumea ai câștigat-o și sufletul ai pierdut, ce ai câștigat?
Dumnezeu ne judecă, ai pierdut sufletul. Dumnezeu ne judecă pe fiecare după faptele lui. Când om ajunge la Dumnezeu, atunci vedem realitatea. Până atunci, omul, deci omul să știe orice ar face, sufletul l-ai pierdut. Vă mulțumesc mult pentru prezența la această emisiune. Oricum, sper că a fost o temă incitantă. O temă cu multe dileme, cu multe necunoscute, unele s-au relevat în această seară aici. Vă mulțumesc încă o dată, doamnelor, părinte, și ne revedem, stimați telespectatori, săptămâna viitoare la o altă ediție a emisiunii Credo.